Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi sunteți la episodul cu numărul 11 sau 10? Era mai simte. Oricum o să văd eu. Bun. Și dacă vă place, nu uitați să apăsați acolo în butonul ăla să strângem câte like-uri doriți voi. Să vă abonați ca să nu să vă. Și hai să recapitulăm ce am făcut în episodul trecut. În episodul trecut, dacă nu mă știu, am bătut Albina. Da. Și Skeleton, da, și pe care am explicat puțin. Ei bine, în episodul ăsta o să facem ceva special, pentru că a venit momentul să ne schimbăm această armă Deadly Starfire, așa. Bun, o să ne schimbăm cu o armă care este mai complicat de făcut, doar că noi o să facem pentru că ne interesează. Așa că hai să dăm camera mai în spate și hai să spun de ce armă avem nevoie. Primul lucru ca să facem, avem nevoie de Hellstone. Avem Hellstone? Nu avem puțin ca să vă arăt. Deci avem prima armă care avem nevoie. Deci avem puțin Hellstone. Deci bun, avem nevoie de arma asta, da? Prim, 20 de Hellstone, așa că mă voi duce eu și o să fac rost. Dar o să vă arăt și vouă ce. Apoi avem nevoie de o sabie de Cream Knight, de asta. Mergem frumos să... O să facem o sabie. O să apropiem încă puțin așa, bun. Deci avem nevoie de Blood Butcher ăsta. Bun, deci asta e una dintre astea. Așa. Hai să vă arăt și sabia dacă tot. Să vedeți cum arată. Deci așa arată sabia asta. N-are cu nimic special decât că pare că vedem că e superior. După cum vedeți, în descrierea lui scrie Quick, nu știu ce. 14% critical chance, fast speed, nu știu ce, Avenger, sau nu știu, knockback acolo, și material, asta e foarte important. Deci o punem aici la cai, la crafting, material, și vedem că sabia asta, cu încă 3 sabii, face o sabie, Knight's Edge. Și noi sabia asta pe care facem azi, sabia aceasta. Bun, sabia asta, Muramasa, o găsim în dungeon, așa că o să mergem și în dungeon. Asta o facem în din chestia din jungle, hai să vă arăt. Deci, și exact, cred că la material aici, deci din esență de asta, din stinger, parcă e, hai să vedem. Deci crafting, essence, da, ne trebuie 12 esențe și 5 stinger. Așa că ne vom duce după esențe și ne mai trebuie un... v-am arătat chestia asta, care e cu Hesa. Așa că hai să luăm pe rând. O să vreau să iau tot așa, deci am trebuit doar 13, înseamnă că facem așa, bun. Avem 5, 3, 13 sau 12, în fine, cred că 12, ok. Am luat ăsta, am făcut prima sabie, avem cheițe pentru a ne duce acolo, așa că prima oară ne vom duce în iad să facem sabia, pentru că e cea mai ușoară. Dacă să facem chestia asta, avem nevoie de poțiune. Așa că să facem poțiunea respectivă. Avem nevoie de chestia asta. Waterfill, bine că mi-am aminte. Waterfill și obsidian, dacă nu mă înșel. Așa că să mergem repede să o facem. Uitați de ce. Bun. Am făcut-o, așa că hai să mergem jos să luăm headstone. Bun, acum că am ajuns aici, hai să ne băgăm poțiunea. Așa că filmează. Deci ne băgăm poțiunea și hai să mirăm. Că avem deja aici. Nu știu exact cât ne trebuie, am văzut că, da, 5 din gură parcă. Nu știu cât de rapid o să reușim să facem, dar cam asta ne axăm acum. Încercăm să luăm cât putem. Avem bani la noi? N-avem, deci dacă murim în lavă e ok. Bun, hai să mergem... aici jos. Luăm zona asta. Văd că mai e în stânga și în dreapta mai multe. Le luăm pe de aici. Bun, și v-am zis că cu Hellstone ăsta o să facem... nu știu cum se numește sabia, dar o să facem sabia aia. Cu sabia asta, cu Knight's Edge, adică atunci când unim cele 4 sabii, știți că ne dă o sabie. Și sabia aia o să putem să o modificăm și pe aia la un dat. Să o modificăm, gen, să unim cu încă un item.
cu niște item, parcă nu cu încă unul. Și o să fie foarte interesant, dar aia în hard mode. Oricum, ca să știți, acesta este ultimul. Da, uite, acesta este ultimul videoclip în hard mode. Asta am pre-hard mode, pentru că în episodul viitor vom bate boss-ul final și chiar abia aștept. Bun, uite, nu o să stau aici, gen să consum toată poziția când are 4000 de totuși și nici nu o să avem nevoie, așa că hai să vedem dacă putem să facem din lingurile astea 20 de bucăți, ar trebui, deci așa. Banon 20, 17. Eu merge la furnace și o să vedem. Deci, bam, 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 bam. Ok, perfect. Punem asta înapoi aici. Și merge să facem sabia. Dar putem să facem de aici direct. Ok, uitați sabia. Și bam. Avem două sabii până acum, deci avansăm ușor așa. Bun. Acum, hai să mergem în jungle. Vreau să păstrez ultima sabia aia. Mergem în jungle. Să luăm pe aia. Și ne vedem acolo. Obliți acesta, în caz că nu ați văzut, acesta este un enchanter. Lol. Adică e direct un de-asta. Știți că un de-asta îl faci dintr-un... În cazul că e de aur. Îl faci dintr-un de-asta și o stea. Și am crezut că am avut noroc. Și da, chiar e. Bun. Hai să facem mana. Bun. O să facem full. Mai tare încă... Încă 300. Ok. Oh, perfect. Da. Perfect. Așa că vreau să rămână un plus. Și gata. Avem 200 mana. Nu mai avem treabă cu mana. Așa că, da, ne vedem acolo, băieți. Bun, băieți, hai că am ajuns aici. Am și intrat la întrebă chiar. Și de aici avem nevoie de esențe. Bun, de spor. Ok. Spor asta le găsim foarte ușor. Uite una acolo. Uite încă una acolo. Și mi se pare că nu poate să dea doar una. Parcă avem noi norocul să nu dea doar una. Ce să zic. Ok. Bun. Deci avem 5, ne mai trebuie. Ok, încă una. Cum am zis că nu-mi dai doar una. Please. Două. Ce zic eu? Spia de ceva. Bun. Ok, bun. No more de suffocation. Ok, mergem la un pas a 2, 7, dacă ne zice asta 2, ok, cred că e 2, de fiecare dată. Mai văd încă una acolo, deci mai nouă. Bun. Una a 3 și cred că 2 avem nevoie, dar pentru că vreau să fiu sigur că mai văd încă una asta acolo, cred că. Așa că hai să mergem acolo. Mergem acolo, ce să facem, vreau să fiu sigur. Și eu cred că 12, dar nu vreau să risc. Dacă risc, poate câștig, dar na. Bun, avem 5. Magic Mirror, bun. Așa. Mergem repede să o facem. Face la ce să facem? Nu știu, dar cred că aici, nu? Da, bun. Ce să cred? O știu. E bună, dar nu. Bun. Da, 12 trebuie. M-a spus că 12. Ai. Bun, și mai trebuie doar o singură sabie. Că... Care... A, nu, 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 da, ba, da, aici, da. Așa. A, pus-o așa. Perfect. Senza... Asta aici. Bun. Deci avem așa, avem asta, asta, cred ce am putut încă asta. Asta e pe sâmbătă. Oh, wow, it's huge, adică e mare, ce. What? Și asta sună dubios. Sunt băiat, da? Nu sunt not. Bun. Hai să... Da, ok, mă lupesc aici. Next, alta. Ia. Come on, de ce toate sunt atât de... De uriași? No, fuck, no. No, ok. Stop.
Fac nici pe asta, nu comentez. Las pe asta, las pe asta. Treaba e că și... Oh, shit, nu. Nu mai zic nimica. Vreau să zic că și cealaltă e, dar nu. Nu. Ok. Nu, las, că arcul ăsta e bun. E bun arcul ăsta. Vă auzi sunetul ăla de albină, gen bzz, bzz. Mă enervează, sincer, nu-mi place. Parcă face ce băcăie, zzz, zzz. Da. Oricum, dacă e ceva, o să schimbăm, dar momentan nu. Udanarost în... Aaaa, nice. Și în gloanțele de... Gloanțele erau? Nu, gloanțele. Săgețe normale se transformă în clown... Nu? La ce? În... Columan... Of peace. Gen, cred că niște săgeți speciale, gen, de făcute din miere, mă știu. Bun. Nu pot să-mi meresc, mă, banii? Ăla-i fost cei 3. Ho. Bun. De mâine îți dau... Cam anu, m-am obișnuit cu muzică, băiți. Deci, nu știu dacă știți muzica lui Jaltor, dar o ascult, bine ascult. Azi seara când filmez eu videoclipul ăsta, m-a sunat o dată și mai pot să mă ascult încă. Chiar dacă e destul de veche, ieșită, bine, destul de veche. E veche, dar știi ce zic. S-a mai întâmplat, 108, adică gen s-a mai întâmplat să ascult și nu, dar acum am pareze, adică, și mă abțin să nu zic pe filmare. Ăsta e material, Star Fury. V-am arătat ce facem cu Star Fury, oare? Las că arătă și ce facem cu Star Fury, o să vă placă. Dar o să fie cam triplu. Ca gen, cum e... Hai să vă arăt, o să vedeți ce săbi care o să le obținem și care o să ne placă în hard mode. Hai să ne întrebăm așa prima oară. Băi, nu știu dacă vă iubesc, credeți, dar n-am găsit niciun golden chest. Nici unul. Come on, de ce? Nu! 52, mă, calaș! De 52! Hai să folosim noi sabile astea, chiar dacă... It's big. Ce este? Speed-ul. Ai de cap! Las, e bun. Holy shit, doar două tapuri. Gen de foc, poate ne... Hai să vedem pe asta, că mai e rapid sau... Hai să vedem și pe asta, în utilitate sau poate așa. Deci aia dă cu foc, gen atunci când îi lovește o dată. Ok. Și asta. Da, se vine și la noi unul de... Mă, nu pare bine acum. Gata, înseamnă să activa water kill-ul, trebuie să vedem neapărat unul acum, dar l-am auzit deja, e aici, ia water. Hai vino. Ia mă, și asta ce face. De 500 de mai pe asta. Da. Ok, deci hai să vedem, aici sus n-am fost, deci hai să mergem aici sus. O să găsim un chest, v-am spus, un chest de aur. Aia trebuie. Uitați, în sfârșit primul chest de aur, atunci e picam. Pasem ce... Oh, fuck, m-a pus atac. Ok. Avem nevoie de chestia asta. Deci mi-a dat magia mai mare. Și am fost ok. Ok, să spicem Shadow Key. Shadow Key! Ok, m-a spus eu că ne trebuie Shadow Key-urile pentru... pentru cufăra din... din iad. Dar în momentan n-avem ce să obținem din altă. Dat un scut, scutul ăsta puteți să-l unim cu ăsta și o să mai luăm clawback. Gen, n-o să ne mai împingă atunci când ne lovește cea. Mă, și ce bine arată chestia asta, e Twins. Twins e un boss din hard mode care n-avem intrat momentan. Ok, aparent. Oh shit. Cam mult v-a salut pe aici. N-a picat chestia asta. Clotter Vududul. Oh, mamă, dar bă, mi-am făcut un damage aici. Ok, poți să mă repeți.
o să fie mărit simplu fapt pentru că e h o fac placă 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 mă. Așa așa bun ok pot să ajung niște acum nu pot încă n-ai și picior wow de parte lovește fițea ok bun și în partea asta aici nu? Să vede că ar fi ceva. Hai să mergem pe partea asta. Nu știu dacă vedeți, dar Clotterul ăsta, dacă noi îl echipăm și omorâm NPC-ul Clotter, o să spawneze iar Skeletronul. Dacă eu o să facem și chestia asta. Cam a, ok. Mamă, uite, Mamă! Dacă... Dacă de aici nu că mă la pe mine cu dar... Bun. Oh, shit! Oh, shit! Bun. Oh, aqua. Dă cu apă. Sau, dă cu ceva. Aqua, cu apă. Să spargem, să vedem. Mai dăm o dată heal. Bun, încă încă ok. Ok. De la slamurile alea nepitoase la asta fie de fiecare dată. Angry mob. Ah, păi pot să pun pe aici și îmi dă un buff. Da, da, nu prea. Demon Tom. Oh, fuck. Bine că am oprit la timp. Mi-am dat seama. Bă, dar e nervant chestia. Hai, bun. Pe unde să mergem, pe unde n-am fost, ja? Jos aici, am fost, dar ce nu... Nu, nu, nu. Oh, fuck. Ok. Nu, nu, nu. Nu. Ok. Cădeți, 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 cădeți. Nu. Nu! Ok. Nu! Holy shit, era să mor, era să mor, era să mor, ok. Ok, gata, ok, stăm pe loc. Stăm pe loc, efectiv. Nu mă mișc. Pentru că mă duc prea mult, oriunde mă duc. Oh, nu, 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 nu. Cinci, ok. Hai să, să facă viața puțin. Oh shit, avem 10. Păi îți dăm și în heal-ul ăla. Uite, uitați. Mai avem 5, băieți. Mai avem 5. Mamă, să atac, să ne atac. Chiar nu știu. Nu pot să atac. Dacă aș... Ok. Încă unul! Mâncați, aici curata mor. Așa bun. Încă unul! Mor, mă! Așa, cold, ok, ok. Mă supărăm. Ok, spike-uri. Luăm spike-uri, le facem, mă. Capcane pentru player. Ok. What? Ok, și vă continuăm pe aici. Hai să continuăm și noi. Băgăm pe aici, tare, tare, tare. Bun. Bota e mare asta. Se întinde mult. Vedeți? Dar nu găsim intrări. Nici golden chest-uri, aia e problema. Dacă nu găsim până la urmă, ce trebuie să facem o chestie. Oricum trebuie să facem. Găsim ceva aici? Nu. Nici pe aici. Come on, uite și ce capcană. Uite și ce capcană. Păi și ce nu pot să fac nimic altceva decât să sparg, ca să nu mor. Oh, shit. Ok, am mai dat de un clotter de ăsta, că l-am luat. Și avem multe chestii pe aici, interesante. Până eu și chestia asta. Come on. Trebuie să găsim neapărat un chest, băiți. Neapărat un chest. Dar nu știu unde să caut să găsesc un chest.
Mă plimb peste tot, ok, ăsta avem nevoie de la să aruncăm, să facem night ăsta, știu că la video e puțin cam, uite, eu ce caut ăsta aici. Am mai găsit băieții în chest, am uitat să filmez, dar oricum ne-a dat pistolul ăsta care, dacă neapărat e bun, pare bun, nu? Dacă nu folosește gloanțe, nu prea place mie. Hai să vedem la loc aici. Ok, da. Sigur nu e trap acolo, băieți. Aveți încredere. Oh, și nu pot să atac. Cam, uite, știu cum să lucra capul. Ok. Sau iar mai alte meci. Mă, uite, trap peste trap, după trap, lângă trap. Coai, uite, trap aici, trap aici, trap aici. Come on. Hai cu sabia aia care ne trebuie. Ok, băi, ți-am găsit un chest, am găsit un biome chest. Biome chest de jungle. Ok, hai să-l facem. Și ceva, îmi echipez scutul. În loc de chestia asta. Gata, mai întreba. Este ce nu-mi dă damage, dar mă împinge. Într-un fel ok, dar într-un fel nu e ok. Oh, valor! Și nu cunosc pe cine cum vrei. Valor. Ok, valorul este un yo-yo. Este bun. Care, să fiu sincer, e bun în... Nu, pleacă de cea. Opa, am văzut pe am chestie de gheață. Ok, hai să aruncăm ăsta. Sparge, vreau să fugi. Bun. Așa frumos. Să ne ferim de asta. Ok, este bine ce se gheață. Oh! Shit. Ok. Ok, fac multe chestii pe aici, doar că nu găsim... Ok, a zis că nu găsim chestia. Dar uite acolo. Bun, bam. Pistol, iar. Oh, shit. Să omorăm pe ăștia. Opa. Crezi că e... Oh, nu pot să atac. Mamă, vină cu a... Cap idiot, vină cu a... Mamă. Ok, veți. Am călcat... Nu. Să mă rind la poison? Nu. E bine, am consumat pe puțin. 10. Ok. Nu. Come on, hai. Bun. Două. Iar a călcat pe căcatul ăsta. Oh, fuck, am murit. Bun, băi, să facem altfel. Dau settings, save and exit. Single player, ne s-a lăsat în caracterul. New, ce era large, 6 pe small.
Corruption și Classic, pentru că noi avem nevoie de o hartă Corruption și de o hartă Classic. Așa că e ok să avem și o hartă Corruption și o hartă Classic, pentru că trebuie să batem oricum și boss-ul Vierme, care atâta este diferit gen față de Crimson. Bun, intrăm repede în outro. Asta. Bun. Și mergem să putem repede în templu. Ei bine, uite, cam asta este diferența din Crimson și Corruption. Gropții sunt chestiile astea. Eat of Souls. Și chestia asta în pământ. Și uitați cât e. Foarte, foarte, foarte mult. Așa că cam da să l-am făcut să ne băgăm pe o hartă croptă, adică uitați și voi, drum drept. Imaginați-vă la început cum a fost, da. Deci, da, nu prea mai am. Bun, acum să așteptă doar că doar să fac o noapte. Și parcă și-am mai vreo bătaie. Vreo bătaie, hăt. Nu-i dau, nu-i dau un tap, oh shit. Bun, să bat cu Biganu. Să bat sau cu Yo-Yo, și Yo-Yo e parcă un băieț. Da, o să bat cu Yo-Yo. Ok, asta și nu se fac o noapte și da. Bun, wait, după ce ne-am dus acolo, am bătut practic boss-ul de Skeletron iar. Dar asta zic că nu mi-am filmat OBS-ul, așa că o să vă spun ce s-a întâmplat. Deci, țineți minte că am făcut o nouă hartă, am extras pe ea, nu știu ce, și era timpul ce să așteptăm noaptea să batem iar Skeletron. L-am bătut, desigur, fără bunica, folosind acest yo-yo care e aparente godly și e destul de bun, valorul. Apoi ne-am dus în acolo jos și am căutat chei, parcă eram murit toată, dacă v-am spus, n-am filmat. Și până la urmă, cred că în ultimul cel care l-am putut găsi de gold, ne-a picat arma aceea, aia albastră, nu v-am arătat-o. Probabil o să o vedeți în thumbnail, cel mai probabil, dar ați văzut chestia albastră, zic că e de aia, de Jedi. da, și am făcut această armă, Superior Night Sage. Nu ne arată superior dacă acela la enchant. La chestia asta. Când ai reforge, poți să dai bagi aproape orice item la unul, de exemplu sabia asta, și poți să-i dai aici reforge și poate să dăm pică enchant mai bun pe el. Așa cum ai picat la asta, la asta și la asta. Poate să-ți pice la tot. Bun. Da, băieți, și cam asta vreau să spun, că asta am făcut. Acum vreau să vă spun că îmi pare nespus de rău că n-am filmat. Am văzut acum, gen, după ce am terminat filmarea, am stat mai mult la toată frumos. Și când am ajuns acolo am văzut că s-a închis efectiv, gen, era negru. Și când m-am uitat la OBS, după aceea și am deschis iar OBS-ul, am văzut că gen s-a intrat pe altă scenă. Și nu știu cum s-a întâmplat chestia asta, chiar abar. Deci, da. În fine, încă o dată îmi pare rău că n-ați putut să vedeți, dar hai să o testăm dacă tot. Da, adică n-am apucat să vă arăt cum se face. Bia, cred că am prins ideea cum se face, cred că a fost ce știu ce greu și complicat. Dar acum hai să facem un manechin repede, azi n-ai putut să facem un manechin. Unde este? Deci la mea pe Kyle. Crafting, bam, și putem să facem și noi un manechin. Da, știu că vedeți să fac multe chestii pe aici, băieți. Le știu pe toate. Doar că nu văd manechin. Și e vede manechinul, băieți, are un punct. Unde e manechinul? Nu-l văd, pun lemn, că nu-l văd. M-am dat la lemn, ia puțin. Alugui puțin acolo. Astea sunt toate, mă? Uite. Adi, hei, ok, hai că
Mă duc că trebuie să fac din hei. N-avem chestia aia din hei, dar ce-i drept. Nu ți-a ce la mărci. Până de... Nu mă încoa. Hei o să obțin în... Gen așa. Vedeți? Foarte easy. Și e de la 50, așa că da. Bun. Bun, și hai să vedem aici ce trebuie să facem, nu? Bun, am făcut unul. Mergem aici sus. Și acum o să vedem cât de mergem. O să trecem pe asta. Bam, bam, bam. 50, 50, 50. 60. Dacă putem să picăm o critică la mai mare. 54, 54. Da, ok, deci așa cam așa e asta. Să mă rătim pe asta. 70, 82, 82. 82, e așa. Și așa atunci când dăm chestia asta. Da, și trebuie de două. Bun, și atunci când dăm cu superior, în felul ăsta dăm 112, wow, ok, 116, 116, 94, 98, da, 102, 108, da, are damage-ul, ce-i drept, damage-ului e 53 și are critical chance-ul de 14%, deci, da, și din câte vedeți, este materia, așa, asta înseamnă că, dacă nu mergem noi la NPC-ul care nu-l văd, unde e? Era fix lângă noi. Ok, la NPC-ul ăsta și băgăm sabia aici. O să vedem că cu Soul of Fright, Soul of Mind și Soul of Sign facem un tron aici, deci care era 122 de damage. O să distrui foarte puternică. Bun, vreau să spun că acesta este ultimul episod în pre-hard mode. În hard mode o să facem episodul de azi, practic filmarea, jumătate de filmare, cât am văzut până înainte să întrerup eu. A fost ieri, dar acum o fac azi. De asta probabil va fi fost cea mai puțin schimbată, pentru că m-am trezit recent. Așa că, da. Oricum, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul ăla și să strângem câte like-uri vreți voi, multe, multe, pentru această sabie. Să vă abonați în caz că am făcut așa. Eu am fost Unreal Byte. Am stat. Pa, pa!